Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Emma Patrici și vă invit să aflați în ce situații scriem SA, respectiv SA cu liniuță de unire. Vă amintiți fabula Greierele și Furnica? Ce au făcut ei? Furnica a strâns mâncare în cămara sa. Greierele a cântat toată vara la chitara sa observați cuvintele subliniate. Putem să înlocuim aceste cuvinte cu altele, fără ca sensul propozițiilor să se schimbe. Furnica a strâns mâncare în cămara ei. Greierele a cântat toată vara la chitara lui. Rețineți! Scriem sa într-un cuvânt dacă are înțelesul de a ei sau a lui. Iată alte două enunțuri. Furnica stă în căsuța sa, adică în căsuța ei. Pălăria sa e verde, adică pălăria lui. Să citim acum alte două propoziții. Fiți atenți la cuvintele subliniate. Observați cum sunt scrise acestea. Furnica s-a pregătit pentru iarnă. Greierele s-a dus la furnică. Încercați să înlocuiți cuvintele subliniate cu a ei sau a lui. Cu siguranță ați constatat că propozițiile nu au înțeles. În această situație, scriem sa cu liniuță de unire. Rețineți! Scriem sa cu liniuță de unire dacă nu putem înlocui cu a ei sau a lui. De exemplu, furnica s-a supărat pe greiere. El s-a ascuns în iarbă. Exersați. Transcrieți pe caiete enunțurile următoare și completați cu sa ori sa. Opriți acest film pentru a rezolva exercițiul, apoi porniți filmul și verificați-vă. Verificați propozițiile. Floarea s-a deschis. Pe frunza sa a venit un fluture. Aripa sa e albastră. El s-a odihnit puțin. Pe data viitoare.